Și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuirea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca vrednic să se facă de împărăția cea cerească și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mare, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mărturisim harul tău, vestim mila ta, nu tăinuim facerea ta de bine. Toată firea omenească a izbovit-o pânte, cele fecioare le-ai sfințit cu nașterea ta. Tu însuți, dar iubitorul de oameni, vino, împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh și sfințește apa aceasta. Tu însuți, dar stăpânea toate arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curăție trupului și sufletului, dezlegare legăturilor, iertarea păcatelor, luminarea sufletului. Baia de-a doua naștere, înnoire Duhului, har de fiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor. Ia, desfacem aici. Dumnezeu Natalia, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Ai dorit nouă nevrednicilor fericită curățire prin Sfântul Botez și dumnezeiasca sfințire prin ungerea cea făcătoare de viață, care acum ai binevoita naștere din nou pe roaba ta această nouă luminată prin apă și prin Duh și ai dăruit iertarea păcatelor celor de voie și celor fără de voie, însuți stăpâne preandulat, îndurate, împărate a tuturor, dăruiește ei și pecetea darului Sfântului și frutul puternicului și închinatului tău Duh, și cu menecarea Sfântului Trup și scumpului sânge al Hristosului tău. Păzește pe ea într-o sfințenie a ta, întărește-o în credința ortodoxă, izbăvește-o de cele rău și pe toate nemertirile lui și păzește-o sufletul ei în foca ta cea mântuitoare, în curăție și împăsate, ca într-un tot lucru și cuvântul bine preconție să se facă fiică și moștenitoare cerințe tale împărății, că Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Pecetea darului Sfântului Duh. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Au mers în Galileea la muntele unde le-a poruncit lor Iisus și văzându-l s-au închinat lui, ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până
până la sfârșitul veacului. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce ai dăruit robului tău izbăvire de păcate prin Sfântul Botez și ai dat înnoirea vieții, însuși, Stăpâne, Doamne, binevoiește să strălucească pururea lumina feței tale în inima ei. Apără pavăza credinței ei nebântuită de vrăjmași, păzește-i nespurcată și neîntinată haina nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat. Păstrând în ea cu harul tău nestricată pecetea cea duhovnicească și fii milostivă acesteia și nouă după mulțimea îndurărilor tale. Că s-a binecuvântat și prea slăvit, prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Botezat, tu te-ai luminat, tu te-ai iubit, tu te-ai sfințit, tu te-ai sfălat, tu te-ai... Amin. Și în rușirea ta, Sfântului Botez, cu bunătatea ta ai sfințit pe cei ce cred în tine, binecuvintează și punctul acesta. Și povară peste capul lui binecuvântarea ta, precum ai binecuvântat pe prorocul Samuel, pe împăratul David, binecuvintează și capul roabei tale, Natalia. Că ție cu mine toată slava, cinstea și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe cum de roaba lui Dumnezeu, Natalia, avem ce cu... În numele Tatălui. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru acest nou botezat, roaba ta, Natalia, pentru sănătatea și mântuirea ei. Doamne, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Dar păcate spre viață de veci. Gata. Trecut. Gata. Gata. Caută spre poporul cel păcătos, arată pe cum te-a păcurea puterea ta. Că într-o tine nădăjdui în strigenții, bucură-te ca și oare când Gabriel mai mare de voie pe cel fărătător. Nașilor, robilor lui Dumnezeu, Daniel, Oana, Modelina, Maria, Alexandra, dă-le, Doamne, zile îndelungate, întărire într-o dreapta credință și sporire într-o toate faptele cele bune și păzește pe dânsii, Doamne, într-o mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Părinților Vasile și Alexandra, dă-le, Doamne, zile îndelungate, întărire într-o dreapta credință, sporire într-o toate faptele cele bune. Și păzește pe dânsii, Doamne, într-o mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani, mulți ani. Să-i bine și fericire, la mulți ani.
Hristos a înviat. Comunitatea aceasta a parohiei Frumosul, căci astăzi i s-a mai adăugat un mădular. Mai avem un membru. Un membru aici pe pământ și un membru ce se va pregăti pentru împărăția cerurilor, pentru împărăția lui Dumnezeu. Așadar, bucurie în cer și pe pământ. În casa dumneavoastră și în casa lui Dumnezeu. În sufletul dumneavoastră, în sufletele fiecăruia dintre noi. Spun că este bucurie și sărbătoare sfântă pentru noi toți, nu doar pentru că ne aflăm în ziua a treia a Sfintelor Paști, ci și pentru faptul că suntem într-o perioadă numită Săptămâna Luminată. Și această Săptămână Luminată ne duce cu gândul la primele veacuri creștine, când cei care se pregăteau să devină creștini erau catehizați, se pregăteau prin învățarea rugăciunilor, a rânduielilor și după aceea primeau taina Sfântului Botez. Înconjurați de nași și de comunitatea creștină, primeau lumina Învierii lui Hristos, erau îmbrăcați în haine albe, stăteau cu lumânări aprinse în mâini și toată această atmosferă îmbrăcată în alb a condus la această denumire de Săptămână Luminată, când în toată săptămâna se practica botezul celor pregătiți și chemați pentru Sfânta Luminare, pentru viața în Hristos. Așadar, ne-am asemănat parcă primelor veacuri creștine, când dumneavoastră ați venit, ați pășit în casa lui Dumnezeu, îmbrăcați în straie de sărbătoare.